Verben, numărul 1 în tratamentul T1. UPL vă recomandă Silit 400SC. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție de Agricultura la Raport. Iată că prima noastră întâlnire din această săptămână este dedicată sectorului horticol. O să discutăm așadar despre ce se întâmplă în legumicultura românească. Nu am apucat încă pe anul acesta să facem așa o dezbatere de sine stătătoare, dar astăzi avem un motiv în plus, pentru că România a fost prezentă la un eveniment extrem de important la începutul lunii februarie la Berlin, un târg în care ne-am fi dorit să fim reprezentați așa cum se cuvine. Din păcate, suntem codași la astfel de evenimente. Ne-am obișnuit, dacă ne aducem bine aminte, în urmă cu mai multe luni, România se prezenta tot așa în Statele Unite cu niște pliante, dacă vă aduceți aminte cu toții, da. Și eram pe undeva de râsul lumii. Acum am încercat cât de cât să salvăm aparențele datorită unor oameni care au făcut tot ce a ținut de ei pentru a avea o prezență onorabilă. O să discutăm așadar despre acest târg de legumicultură, de horticultură, la care și țara noastră a fost prezentă. Vorbim de asemenea despre produsele românești, despre prețurile la comercializare, despre măsurile pe care le așteaptă toți fermierii noștri pentru a depăși un an agricol destul de complicat, destul de greu. Vedem ce se întâmplă cu mărfurile venite de peste tot. Observăm faptul că concurența aceasta e din ce în ce mai disproporționată și cei care reușesc să cultive în spații protejate au câștig de cauză. Pe mai departe se așteaptă niște ajutoare, niște subvenții, încât să pornim cel puțin de la niște premize egale și de la o competiție cât de cât corectă. Da, până să ajungem să discutăm despre prețuri, să vorbim și despre puterea fermierilor noștri de a pătrunde în marile magazine, de a da marfă către hipermarketuri, o să vorbim aici și despre Casa Unirea, care am înțeles că de câteva luni de zile e pe plus. Probabil că s-a îndeplinit acea condiție încât să primească o finanțare mult mai puternică. Știți că se spunea la un moment dat că tot mergând în pierdere se pune problema închiderii. Iată că avem o casă de comerț agroalimentară care a început să colecteze marfă de la fermieri, de la legumicultori. Acum, în ce măsură sunteți dumneavoastră mulțumiți de activitatea ei, rămâne să aflăm în această seară, dar până atunci, haideți să vă prezint invitații. Gheorghe Vlad, președinte OIPA Legume Fructe, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc invitații. Domnul Marius Oancea, legumicultor, fermier, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumim dumneavoastră și și domnul Mircea Bujor, legumicultor, fermier, bună seara, mulțumesc de asemenea pentru prezență. Bună seara, vă mulțumesc și eu. Domnilor, începem cu domnul Vlad, care a fost prezent pentru câteva zile la Berlin, la cel mai mare eveniment dedicat producătorilor de legume și fructe din lume. Domnul Vlad, ați mers în numele Protcomului OIPA Legume Fructe acolo. Haideți să ne descrieți dumneavoastră cum s-a prezentat România, să spunem așa, prin dumneavoastră și prin alții legumicultori și totodată cum arătau pavilioanele, standurile celorlalte țări, state, pentru că îmi spuneați până să începem această emisiune, cu părere de rău, eram așa un fel de cenușăreasă, fata săracă din casă de acolo față de ceilalți care aveau standuri cu adevărat impozante, impresionante și cred că e păcat să ratăm astfel de
întâlniri, astfel de ocazii de a nu ne prezenta cu ce avem mai bun, că avem ce arăta, numai că dacă nu să înțelegem că fără marketing și fără o promovare corespunzătoare vom fi tot timpul la coada clasamentului. În primul rând vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, ceea ce ați spus dumneavoastră, România a fost prezentă. Organizația interprofesională derulează 3 proiecte. Unul îi aparține în sine și este Perifresh, tot ce înseamnă fructe în stare proaspătă. Noi participăm cu măr, caise și cireșe, neavând cele două, caisa și cireașa, am fost prezent decât cu măr, că este situația contextuală a anotimpurilor. Celălalt proiect a fost tot pe freșuri, dar a fost gemuri și alte preparate, iar unul a fost pe Legrom, tot o membră a OIP-ei, care a avut legume în stare proaspătă. Acolo o să vă detalieze domnul Bujor mai mult, pentru că îi aparține, a fost prezent acolo dânsul, dar ceea ce sunt mâhnit în sinea mea este faptul că țări care sunt nu nesemnificative, România ocupă locul 6 în Europa ca suprafață și capacități de producție, acolo trebuia să aibă un stand pe merit și pe suprafață. Când vorbim de Moldova, care a fost practic prezentă lângă stadul nostru, Georgia, Lituania, Letonia, Estonia, ce vreți dumneavoastră, și ca și concludent, cel mai mult m-a debusolat faptul că Africa, dacă îmi permiteți, pot să prezint da, un catalog. Da, chiar o să dea și colegilor să deruleze câteva fotografii trimise de către dumneavoastră și alți participanți la eveniment, să vedem și noi cum au arătat lucrurile acolo la Berlin. Deci Africa era prezentă cu standuri supradimensionate comparativ cu Olanda, cred că avea mai mult de 5.000 de metri. Catalogul cred că vorbește după stufoșenia lui la toată gama de produs ca prezență. În afară de faptul ăsta, a mai fost o firmă care este tot membră a OIPA, este vorba de Hortifruct, la fel a fost prezent cu fructele care s-au regăsit, practic merele ce sunt la noi, dar la dimensiunea și capacitatea României trebuie să ne facem simțită mai mult prezența. Când spun lucrul ăsta aici, avem o parte de vină, pentru că asocierea asta și unirea de care tot vorbim permanent și organizarea producătorilor dă dovadă de faptul că putem să ne facem singuri proprii. N-aș vrea să ne plângem chiar întru totul către statul român, că indiferent de situație, politicul dictează și nu vrem să-l includem pe el. Cred că noi, producătorii, cum am convenit și cu Bujor și cu celălalt participant, cred că ne vom face un stand, numai că va trebui să primim acorduri ca să reprezentăm în integralitate România, pentru că producătorii suntem numeroși. Erau prezente de la stat inclusiv nuci, prună uscat, mere, gemuri, dulcețuri, toată gama de produs ce ține din sectorul de legume, fructe, cele mai multe erau freșe. Italia și Spania erau concludente, cred că dominau practic toate standurile ca suprafețe. Cert este că ne-am regăsit, am văzut ce înseamnă o viziune, mai ales că toate țările prezente acolo, schimburile de date și percepția vis-a-vis de ce înseamnă producția asta vegetală, pot să o definez, că ea aparține ei, horticultura. La horticultură România, după cum bine știți, nu e reprezentată nici în Ministerul Agriculturii, nu are departament separat, ea intră undeva la politici, când te duci să întrebi la politici, te regăsești în altă parte și este trist pentru că îi aparține... Asta e standul Tanzaniei, da? Da? Am văzut bine mai devreme, erau... E și Botswana, e cine vreți dumneavoastră. Sunt niște țări de care, sincer să fiu, mai greu auzi, nu spun că ajungi și mai greu acolo, dar arată într-adevăr a pavilion, a stand, adică cu steaguri, cu tot ceea ce se cuvine. Până la urmă, e vorba și de respectul pe care îl acorzi unui astfel de întâlniri, unui astfel de eveniment, că dacă vrei să fii luat în seamă, te prezinți și tu corespunzător. Dacă te duci așa cu 3 pliante, 3 pixuri și 3 stegulețe... Nu era important neapărat alții, produsul, domnul Ovidiu. Da, da. Era important totuși să avem așa, adică nu să mergeți dumneavoastră pe cont propriu, cum să spune, pe persoană fizică, vorba unui fost primar. Eu îmbrac această formă și acum, datorită faptului că asocierea asta, de care tot discutăm permanent, unii le plac, nu le plac, domnul Bujor știe foarte bine, am colunat an de zile, dacă nu ne vom regăsi începând de anul acesta
ca o entitate, dau un exemplu, horticultura într-un sens, zootehnia și cultura mare. E suficient să avem 3 ramuri și 3 organizații concludente. Nu trebuie să ne împărțim în 20. Moldova era atât de bine organizată în care aveau și produse de panificat, mălai, erau tot ce înseamnă din cereale prelucrate, ulei de nucă, zahăr, dovleacul inclusiv era prezent. Nu mai spun de alte esențe ce extrageau din plantele medicinale. Dar, cert, Moldova vorbea, cum vorbim și noi, limba românească, toți de la stand erau prezenți cu ce a putut fiecare, pentru că numai dacă ne-ar sprijini să ocupe standul să plătească... Cât ar însemna, domnule, să participăm ca și țara, în adevăratul sens al cuvântului acolo, adică un să ne stand, noi ca Moldova, nu ca alt stat. Ca Moldova înseamnă undeva la, ca Moldova înseamnă undeva la 100.000 de euro închirierea standului și făcut ambientul celălalt. Dar restul ne ocupăm noi producătorii cu tot ce înseamnă produse să venim acolo. Noi nu vrem decât ca România să existe până a plăti un stand din ăla de închiriere și cred că România va fi în locul 6, ar trebui undeva, aș prefera 6 să fie 6.000 de metri, că nici n-ar fi suficient să ne expunem toate produsele. Ar fi bine. Da. Dar noi suntem încă o putere agricolă. Asta e România agrară. Da. Trebuie să demonstrăm lucrul ăsta, să nu uite nimeni de noi. Doamne, după părerea mea, cred că vina este jumate-jumate statul român și producătorii, pentru că eu cred că dacă făceam presiuni la minister, totuși aveam un stand acolo la Fruit Logistica. Am văzut ce înseamnă și cred că pentru la anul o să facem presiuni ca să avem un stand și să fim reprezentați. Gândiți-vă că Comunitatea Valenciana a avut 3 pavilioane. Numai o regiune din Spania. O regiune din Spania, trei pavilioane. Trei pavilioane. Adică oamenii sunt interesați să vândă. Adevărat că noi nu prea avem ce să vindem. Adică noi nu asigurăm piața românească, dar totuși trebuie să fim prezenți. Că... Prezența trebuie să demonstreze potențialul unei țări. Indiferent cu ce suntem un extrasezon. Dar până la urmă noi nu suntem capabili ca țară să ieșim cu nimic la export. Asta e dureros. Adică pe zona asta... După ce asigurăm piața internă. Păi, după ce deocamdată nu asigurăm piața internă, dar o cerere pentru afară există pentru anumite produse, eu așa știu, nu? Sau deci, nu? Ca să vorbim la concret anumite și vă dau cifrele exact care sunt la apia pe segmentul legume și vorbesc aici de sere și solarii sunt înregistrate 2022, 2383 de hectare la sprijinul cuplat. Avem castraveți în câmp 67 de hectare, tomate în câmp 651 de hectare. Știți care e capacitatea de product, de prelucrare a celor 21 de fabrici care sunt membre Romconservu tot la mine? 2 milioane de toni. Cât poate să asigure 650 de hectare și 67 de castravete pentru fabricile de conserve care s-au modernizat cu milioane de euro? Nici aici n-am găsit înțelegere și vreau să vă spun că nu pentru că reprezint sectorul. În horticultură și în spațiile protejate în general și cultura de legume în câmp sunt cele mai mari investiții. Și ca trimitere directă, încă o dată revin și spun că un hectar de sere este echivalentul a 2000 și ceva de hectare de cultură în câmp. Ca un raport, investiție. Investiție, da. De ce a investit în astea? Și cu asta spune totul. Dar România a trăit și din conserve și nu e o rușine pentru a nu mai face risipa cea alimentară și acele imagini când producătorul își aruncă marfa. Putem, este important să se vrea. Cum să vrea să poate ajunge și la unitatea producătorilor și prețurile pe măsură. Dacă astăzi, când vorbim pentru segmentul de spații protejat, nu se va atribui sprijinul cuplat minim 15.000 de euro pe hectar, vorbesc de hectar, spații protejate, indiferent încălzit, neîncălzit. Nu, pentru la anul, imaginați-vă că din ce avem astăzi, ca suprafață, cred că veți regăsi nici jumătate. Și când spun bun, hai să luăm 10 secunde de publicitate și revenim de îndată. Hibrizii de tomate din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Am revenit. Domnul Oange, știu că înainte de emisiune chiar îi spuneați domnului președinte Vlad că dacă știați de târgul ăsta, participați și dumneavoastră negreșit. Cu siguranță. Sincer să fiu, aș fi participat la târg și cu produse de prezentare, de a face cunoscut că suntem și noi o țară destul de dezvoltată. Că existăm, într-un fel. Domne, până la urmă, că exact, despre asta e vorba. Trebuie să te duci acolo și să demonstrezi că ești acolo. Să nu fim recunoscuți
decât că suntem importatori. Într-o țară cu capacități de, cum să spun, și cu calități ale solului pentru legumicultură, agreate, să aducă producții bune. Dar cred că nu facem ce trebuie. Nu facem nici noi, ca fermieri, și nu facem nici guvernele care toți s-au precedat și care sunt prezente astăzi la guvernanță. Ce îmi spuneți până să începem? Că păi ce, ce v-au transmis colegii fermieri? Colegii mei, fermieri, mă rog, țărani, producători, au spus că dacă ne mai mint mult de tot, miniștri ăștia, să ne mint așa până la nesfârșit, cât să mai credem în gogoșile astea electorale. De câte ori au venit în teren, au spus că ne ajută, că va da subvenție la cartoful de consum. N-a dat niciodată, nici până astăzi. Da. Hai că o să reveniți câtă putere să avem să, exact, să investim, să putem să ținem pasul cu piața. Astăzi importăm 90% din consumul de cartofi. S-a dus prețul la aproape 5 lei pe kilogram. Vă dați seama ce înseamnă? Și în vară am vândut cartofi cu 60 de bani. Deci ce spunea domnul Vlad mai devreme, este nevoie de... În România exportă cartofi și importă cartofi congelați. 2000 de camioane și 16 milioane de euro sunt cifrele. Asta apare pe Mediafax. Da, România a importat 46.000 de tone de cartofi congelați în valoare de 16 milioane de euro. Arată datele Eurostat, adică nu sunt culese de la colțul blocului. Practic, 2000 de camioane au transportat cartofi congelați semi-preparați pe plan local, pentru că au devenit un aliment tot mai des întâlnit în bucătăriile multor restaurante, că se prepară foarte ușor. Asta e realitatea, din păcate, în momentul ăsta. Noi, în schimb, nu facem altceva decât să dăm cu piciorul la ceea ce producem și să aducem de afară, da? Hai să mai discutăm un pic despre târgul ăsta, că nu vreau să trecem foarte rapid peste el. Poate pentru unii e un eveniment nu foarte însemnat, dar cred că dacă stăm să privim ca politică de țară, ca politică de stat, România înainte era prezentă la toate evenimentele astea mari, importante. Eu așa știu că pe unde erau astfel de evenimente, erau constrângerile alea, într-adevăr, politice, nu chiar peste tot, dar eram prezenți. Spațiile astea est-europene, noi eram prezenți, făceam schimburi intracomunitare sau cum se numeau la vremea respectivă, dar nu rămâneam nepăsători. Acum, prezențele astea sunt din ce în ce mai sporadice. Ce mai aveți în plan, domnul Vlad? Pe unde o să mai mergeți, unde o să mai promovați producția de aici din țară? Deci am fost în țările arabe, vorbind de Arabia Saudită, Qatar, care a fost domnul Bujor, am fost în Emiratele Arabe, contacte avem, este exact ce spunea și el. La momentul când ni s-a cerut 12 containere săptămânal ca să putem să aprovizionăm, lipsa este cantitatea. Nu avem cantitate. E o realitate tristă, nu avem cantitatea, pentru că dacă creezi o linie de zbor, că totul către țările arabe durează pe vapor 20-23 de zile, am convenit și au spus oamenii, vom trimite avion, facem linie directă, dar ne trebuie în jur de 12 containere săptămânal. Și noi cât putem asigura săptămânal? Un container. Un container. Până la 12, cale lungă. Nu ăsta e un mare impediment, însă dacă am avea fabricile de conserve la saturație cu produs prelucrat, ei vor și conserve. Nu au spus neapărat numai freșurile, pentru că ei cunosc România, știe cum este definită și ce este caracterizat. Ce m-a surmis plăcut în țările arabe, sunt deschiși la a veni și a face și investiții de capital, a face plasamente de capital și revin la forma organizată în care domnul Bujor știe că am discutat pe aspectul ăsta. La momentul când facem forma organizată, producătorul trebuie să înțeleagă că va fi o planificare și a culturilor. Nu înseamnă că dacă domnul Bujor va vinde tomata la 15 lei kilogramul, iar eu voi avea salată la 3 lei, 3 lei 50, că este o pierdere. Nu. Acea organizație care are acea reglementare, rotația culturilor, iar culturile benefice vor face rotația la fiecare. Pentru că dacă nu o respectăm astăzi, cum suntem în situația concretă, tuta absolută își face de cap, pentru că n-am făcut rotația culturilor, tratamentele specifice, ne supărăm de un aspect că ne cere anumite certificări, anumite derogări legislative, proceduri. Da, este foarte corect, pentru că instituțiile statului, Autoritatea Națională Fitosanitară, centrele fitosanitare din țară, trebuiau să fie utilate și dotate bugetate ca să avem laboratoare de analiză în fiecare județ.
știe foarte bine, produsele care merg în diferite supermarketuri, facem analize pe banii noștri. Și cea mai ieftină analiză e undeva la 4.000-5.000 de lei, chiar dacă duci un produs sau 3, ca să poți să duci din acel lot o cultură către market. Dar, încă o dată, ce am propus și am discutat cu el și cu alte forme de sprijin și intervenție financiară, că trebuie mai masiv, ne vom organiza indiferent dacă statul ne va ajuta și vom avea un pavilion pe măsură. Pentru că nici până astăzi, și ce spunea domnul Marius, și Bujor știe bine câte procente a avut statul intervenție în toată investiția lui sau câte am avut eu sau domnul Bujor. Dar dacă nu se regăsește legumicultura în spații protejate cu intervenția de care am amintit, va fi un dezastru. Pentru că astăzi sere avem sub 50 de hectare la nivel de România și vorbesc de sere care produc industrial cu mărime de peste un hectar. Da, dar cred spații... că se mai construiesc acum, în jur de vreo 30, cred că se mai construiesc. Să le vedem finale, să dea Dumnezeu să funcționeze. Păi, aici este o... Îmi cer scuze că vă întrerup un moment, dar e momentul în care trebuie să spunem că una a fost la depunerea proiectului, adică un preț a fost la depunerea proiectului și când ajungi ca să implementezi proiectul, crește cu 20-30%. Câți au renunțat la proiecte tocmai din cauza asta? Dom'le, nu știm numărul, dar au renunțat. Sunt oameni care renunță. Sunt oameni care renunță. Eu cel puțin din sectorul vegetal cunosc astfel de cazuri în care oamenii au spus, pardon, nu mai inconvine, nu mai e nicio afacere. Deci ca să ai un procent de 70%, ajungi undeva să mai câștigi un 30%. Deci, când vine Uniunea cu 70, cred că mai mult de 30 nu-ți mai rămâne. Când calculezi dobândă, creșterea de preț. Nu spune că îți rămâne, nu îți rămâne. Adică sprijin, nu dă sprijin, rămâne. Da, nu rămâne exprimarea. Da, da, deci poate un proiect domnul, dintr-o 100%, 30% contribuie el. 70% ar trebui să dea Uniune. Olanda a avut proiect acum 2 ani, dacă nu 3, 23 de milioane de euro nerambursabil pentru a construi 23 de hectare de seră. Condiția era ca să asigure energia convențională, energia regenerabilă, eoliene, da, tot ce da, înseamnă da, asta. Da, da. N-a fost limită de vârstă, n-a fost limită de ce vreți dumneavoastră. Ne mirăm de ce apare astăzi Olanda și am în sufocare de prețuri astăzi. Asociația Florarilor din România sunt vecini cu mine acolo. E vorba de adunații copăceni. Da, da, da. Vine la leată, iată, la 0,65 de bani și prețul lui pe bulb și cu ceafă, cu focul, duce la 2,5 lei până la 2,8. Imaginați-vă ce înseamnă că astăzi avem la leată cu 0,65 de bani la vânzare, cu toate taxele, în România. Ce înseamnă pentru florarii care s-au dedicat poate de o viață? Exact. Ăsta iar e un aspect. Și în contextul în care spune de spații protejate, dacă, încă o dată spun, știți câte hectare am să vi le număr pe degete ce înseamnă. 22 de hectare avem la Vitan Bărzești, pe Castravete Fabiu, plantat o parte din el. Sunt în serele vechi care nu sunt modernizate, decât s-a dus încălzirile modernizate. Avem la Oradea, la domnșoara Răileanu, care a generat 2 și a mai făcut 4 sau 5 hectare totalare. Avem la Reghin, la Dalin, care este o fabrică de mobilă și a fost nevoit că sunt rezidurile vreo 5 hectare, 10. Avem la Luduș 5.000 de metri, 10,5. Avem undeva la Iași un băiat care a făcut vreo 2 hectare, dar sunt spații protejate încălzite, dar folosește. La Constanța avem iar un tânăr care a fost în afară și are un hectar de seră și imaginați-vă că suntem sub 20 de hectare și cu 22 oare veche, 44, am zis sub 50. Câtă producție cât credeți dumneavoastră că putem... Da. Câtă producție putem să asigurăm noi ca necesar de consum în extrasezon. Bun, luăm pauză și ne întoarcem.